Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. În fiecare zi trecem prin experiențe diverse pe care dorim să ni le explicăm, deși de cele mai multe ori ele rămân învăluite într-o aură de mister și continuă să ne dea de gândit sau chiar să ne supere până când ceva se întâmplă și totul devine foarte clar. O săptămână în care destinul exclude orice posibilitate a celorlalți de a ne ajuta, deoarece configurația astrală aduce momente pe care trebuie să le trăim strict personal, având ocazia de a transforma ghinionul în noroc sau eșecul în șansă, cât și de a trece de partea favorabilă a baricadei prin alegeri făcute. Cu alte cuvinte, cât mai puține așteptări din partea celorlalți și cât mai multe așteptări de la noi înșine. Evaluare corectă a tuturor momentelor cheie prin care trecem și cât mai puține scenarii înșelătoare pentru a evita situațiile incomode. Să vedem așadar cum ar trebui să ne apropiem de propriul destin săptămâna viitoare, fără a încălca prea multe reguli. Alături de noi în platou se află Tana Roșca și Eugen Mârț, astrologi. Bună ziua și bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Să vedem ce configurație astrală avem pentru săptămânile următoare, deoarece cu siguranță sunt anumite lucruri noi pe care aș dori să le trecem în revistă pentru a ști mai bine cum să ne poziționăm, Tana. Sunt multe aspecte în formare în săptămâna asta, deci fondul general este, așa cum ai spus și tu, unul de agitație, frământare și pregătire. Pe de o parte, vorbim despre micul benefic Venus, care se adaugă Soarelui și lui Saturn în Scorpion. Și de aici ne ajută să ne poziționăm corect în luptele de putere. Acest aspect care se referă la putere se regăsește din faptul că Marte, micul malefic Marte, se apropie vertiginos de Pluton în Capricorn, care este o zodie a puterii, și asta înseamnă că avem tendința să ne impunem foarte mult, chiar și firile mai pașnice pot să devină agresive, dar aspectul acesta este puțin ajutat de prietenosul aspect al lui Neptun către Marte. Destinul are un cuvânt foarte puternic de spus săptămâna asta, după părerea mea, pentru că Mercur, care nu este doar planeta comunicării, ci este și mesagerul zeilor, este poziționat exact chiar astăzi peste nodul lunar nord în zodia cardinală a Balanței, ceea ce ne-ar trebui atenționa cu privire la tot ceea ce se spune în jurul nostru și ar trebui să ne dea o perspectivă mai corectă despre cine suntem noi în relațiile cu ceilalți. Eugen? Este fără îndoială o săptămână foarte frământată. Interesant că se suprapune și peste alegeri. Cert este că majoritatea oamenilor vor avea senzația că după ziua de duminică nimic nu s-a lămurit, nimic nu s-a clarificat și că provocările îi așteaptă în continuare. Însă vom discuta mai în detaliu la fiecare zodie în parte, pentru că sunt și mici aspecte pozitive pentru fiecare zodie în parte. Așa este. Să vedem atunci cam în perioada următoare la ce ar trebui să se aștepte nativii berbectani. În primul rând pot să-și se bucure de un mic răgaz în preajma lunii pline din Taur, în care e bine să-și facă monetarul, să se liniștească cu privire când la... Când este acest aspect? Pe 6 se întâmplă luna plină, dar cu 2-3 zile înainte este bine să facă demersurile necesare ca să își regleze afacerile. Sunt posibile și niște finalizări ale unor afaceri care sunt indicate de stelimul de planete în Scorpion, deci din punct de vedere al banilor, berbecii pot să aibă o săptămână plină de acțiuni inteligente și chiar dacă rezultatele sunt parțiale, ele sunt promițătoare pe termen lung. Din punct de vedere al parteneriatelor însă, vorbesc de conjuncția Mercur cu nodul nord în casa a șaptea, este nevoie să își clarifice relațiile pe care le au cu inamicii deschiși, situațiile legale pot fi puse în perspectivă, pot să devină mult mai obiectiv, se pot stinge conflicte legale care deja au început dacă ei își găsesc detașarea necesară și în același
același timp pot să găsească, pentru că ei au avut tendința în ultimii ani să fie extrem de independenți în relații și acum nu mai poate continua această stare de fapt, dacă știu să asculte la ceea ce are de spus partenerul de cuplu sau de afaceri, vor avea mult mai mult echilibru în relație. Am înțeles, Eugen? Pentru nativul în berbec, săptămâna debutează cu un aspect benefic remarcabil, care afectează cât se poate de frumos relațiile sociale, imaginea publică, contactul cu exteriorul, mediul în care nativul își desfășoară activitatea. Același aspect poate anunța o moștenire sau un beneficiu bănesc provenind de la o persoană din apropierea individului. Subconștientul său îl sprijină în acțiunile sale, deci este inspirat, orientându-i pozitiv pornirile și acțiunile. De asemenea, are șanse mari să se facă remarcat pozitiv la locul de muncă și poate avea chiar un impuls care să se resimtă mai târziu în planul carierei. Pe data de 5 noiembrie însă, luna va forma o poziție cu Mercur în casa 7-a, ceea ce anunță neînțelegeri în relația de cuplu. În cazul în care nu își va controla pornirile, berbecul va putea da curs unor idei spontane, dar neadevărate în legătură cu partenerul. La finalul săptămânii, nativii vor întâmpina probleme legate de planul material, totuși, anunțate de opoziția dintre Luna în casa a doua în Taur și planetele din casa a opta în Scorpion. În cazul acesta, berbecii sunt sfătuiți să nu se lase conduși de emoții și de stări atunci când este vorba de oportunitate în câștiguri materiale. Deci, practic, și aceste săptămâni sunt săptămâni în care, foarte interesant, exact cum spunea Eugen, se conjugă dinamismul lor general cu acest Uranus în continuare în semnul lor, dar și cu prezența atâtor planete în semnul Scorpionului, ceea ce pe berbecii vizează în mod direct. Deci, practic, este important să nu se supra-solicite, să nu supraevalueze anumite situații, dar, pe de altă parte, trebuie să le spunem că au și o forță foarte mare de a acționa și chiar de a-și pune în aplicare acele proiecte, acele acțiuni în care cred cu tot sufletul. Este o perioadă foarte favorabilă oamenilor care cred în ceva cu adevărat și vor să pună în aplicare acele lucruri. Și de asemenea o perioadă nefavorabilă pentru cei care vor să facă lucruri cu care nu sunt compatibili. Să mergem mai departe să vedem și pentru nativii Taur, Tana. Pentru nativii din Taur intervine o binevenită stare de echilibrare emoțională, pentru că luna plină se petrece în semnul lor și atunci există un crescendo de stabilizare emoțională care poate fi stimulat și de o relație bună cu partenerul, pentru că micul benefic Venus se găsește vis-a-vis de ei în Scorpion și se pot face, e o perioadă foarte oportună și pentru Tauri de a începe, de exemplu, înțelegeri contractuale cu noi parteneri. Aceștia pot să vină cu o sumă mai mică, dar seriozitatea cu care lucrează să le fac aceste proiecte să dureze foarte mult, pentru că... Să le explicăm puțin telespectatorilor ce înseamnă toate aceste conjuncții practic în semnul Scorpionului și cum afectează mai ales semnul acesta opus, pentru că știm că toate conjuncțiile într-un fel actualizează lecțiile de viață. Deci veți fi puțin mai atenți. În ceea ce privește Scorpionul, acum vorbim despre un stelium, pentru exact. Că Venus este în conjuncție cu Soarele, în conjuncție și în felul și acesta în felul acesta se ia în calcul o distanță mai mare care îl include și pe Saturn, care dă această stabilitate. La cei Tauri la care se formează acum alianțe, aceste alianțe pornesc de la niște premize foarte rezonabile. Combinația dintre Venus și Saturn este foarte cu picioarele pe pământ, este una realistă, pozitivă, în care facem ce putem face astăzi, nu visăm la cioara de pe gard și la cai verzi pe pereți. Ce este iarăși foarte important pentru Tauri este că în paralel cu această centrare graduală pe care le oferă luna plină în semnul lor, se întâmplă anumite clarificări cu privire la trecutul lor emoțional. Mercur în conjuncție cu nodul nord pentru Taur este în casa a șasea și se examinează și
felul în care i-au somatizat niște relații de muncă, ce înseamnă pentru ei pe termen lung o anumită dietă, schimbarea unor obiceiuri de viață. Unde le-aș recomanda maximă prudență taurilor ar fi cu privire la deplasări, fie acestea lungi sau scurte, pentru că Marte, planeta accidentelor, se apropie razant de Pluton și asta le afectează cele două case care descriu drumurile. Poate fi un punct de impas urgent pentru Taur săptămâna următoare? Regăsim așa ceva? Doar dintr-un anumit punct de vedere. De exemplu, în relația de cuplu, Taurul începe foarte bine. Chiar pe data de 2 noiembrie, planetele din casa 7 formează un trigon cu luna în casa 11 a prieteniei. Și asta înseamnă că e posibil chiar ca nativul în zodia Taurului să-și întâlnească jumătatea sau o ființă cu care să se potrivească foarte bine chiar în cercul apropiat de prieteni. Toate acțiunile sale din această zi, deci 2 noiembrie, vor fi încununate de succes, fiindu-i evidențiate calitățile personale. Pe data de 3 noiembrie, iarăși este foarte bine pentru relația de cuplu, care stă sub un semn benefic. De data aceasta sfătuim nativi în Taur să dea curs liber imaginației și creativității. Din data de 5 noiembrie însă, un avertisment, inspirația de care a beneficiat până atunci nativul în Taur va fi tulburată de lună, care se va afla în conjuncție cu Uranus în casa 12-a, formând și o quadratură cu Pluto din casa 9-a cunoașterii. Dacă până acum am putea spune că misteriosul Taur era inspirat și seducător, de acum Uranus îl poate lua prin surprindere din punct de vedere emoțional, iar acesta se poate simți neînțeles de către cei din jur. Din data de 5 și până la sfârșitul acestei săptămâni, din cauza opoziției dintre Lună în casa 12-a și Mercur în casa 6-a, iar apoi în casa 7-a, nativul este sfătuit să acorde o atenție sporită la locul de muncă și chiar în cadrul familiei și a relațiilor de cuplu, deoarece gândurile și spiritul său pragmatic, binecunoscut, ar putea fi influențat de emoții, ceea ce n-ar fi bine pentru el. Tot în această perioadă, de sfârșit a săptămânii, ar fi bine să fie evitate semnarea contractelor sau luarea deciziilor ce pot influența viața nativului pe termen lung. Deci poate oarecum exista o dispută pentru nativii Taur în această perioadă cu oamenii care au putere de decizie asupra lor, putem spune acest lucru? Da, sigur. Practic, este o perioadă în care taurii nu numai că își fac ordine în viață, dar pe de altă parte, percepând realitatea exact așa cum este, nu își mai permit aspectul acela venusian în care ei pot ambala totul într-o lumină foarte plăcută. Acum Saturn în semn opus, știm că îi obligă, iar acum sunt și este și Soarele și Venus acolo. Practic, s-ar putea să descopere niște noi fațete ale unei realități pe care ei nu și-o doresc neapărat, dar care este chiar realitatea și cu care trebuie să se conformeze, practic să se adapteze și în ceea ce privește relația cu ceilalți. Deci este o săptămână, de fapt urmează două săptămâni, destul de interesante sub acest aspect al relaționării, sub toate formele. Nu ar trebui să-și permită niciun fel de dezamăgire, niciun fel de supărare sau de tristețe în această perioadă, dacă cei din jur sau realitatea li se pare puțin altfel decât și-ar dori o ei, spuneam, sub acel aspect venusian confortabil și comod. Să vorbim și despre nativii gemeni, Dana. Nativii din gemeni trec printr-o săptămână pe care aș numi-o paradoxală, pentru că ei prin însuși temperamentul zodiei au nevoie să interacționeze foarte mult cu ceilalți, pe când parcursul lunii către lună plină se îndreaptă către o casă a 12-a a izolării și atunci ei vor simți pe de o parte nevoia de retragere, de a petrece mai mult timp singuri, pe de altă parte vor fi puternic îndemnați să se distreze, să iasă în lume, chiar să riște la jocurile de noroc. Mercurienii au tendința asta pentru că sunt stăpâniți foarte mult de rațiune, din când în când să renunțe la ea cu totul și să se lase în voia fortunei, ca să mai conducă și altcineva, să nu fie ei tot timpul stresați că trebuie să gândească rațional toți pașii. Ei, acum, dacă ei au o abordare corectă și modică, de exemplu, față de ideea de câștig prin joc, s-ar putea să le surâdă norocul, pentru că în casa 5-a, care se ocupă de distracții, există această conjuncție a destinului între Mercur și nodul Nord. Și la gemeni este o perioadă foarte bună pentru revizuirea stilului de viață, pentru că steliumul pe care l-am discutat
discutat, care se petrece în Scorpion, anunță că și în afecțiunile cardiace, pentru că l-avem pe Soare acolo, și în cele osoase și cele privitoare la piele și la dinți, micul benefic Venus poate să regleze foarte multe lucruri, asta cu condiția că ei să fie consecvenți în tratarea afecțiunilor lor. Le-aș recomanda să stea departe de locurile în care se pot întâlni cu persoanele violente, din pricina faptului că Marte și Pluton se întâlnesc în casa a 8-a și aici pot izbucni. Acum este și Marte, până acum era doar Pluton. Până acum, da, sigur că da. Și se pot întâlni gemenii fiind firi pașnice cu oameni care au abuzat de ei în repetate rânduri în trecut și de data asta pur și simplu să li se rupă filmul și să reacționeze violența, sau ei la rândul lor pot să fie victima unor agresiuni. Dar oricum să nu provoace ei niciun fel de conflict. Mai mult, da, asta este, sigur că da, asta este o atitudine foarte înțeleaptă, dar ca o măsură de precauție în plus, să evite acele locuri în care se încing spiritele. Am înțeles, Eugen. Începutul săptămânii se anunță benefic în contextul vieții publice pentru nativul în gemeni. Cu Soarele și Venus în conjuncție în casa muncii și în relație de trigon cu luna din casa carierei, practic nativul din zodia gemenilor se poate bucura de undă verde în toate planurile legate de statut social și succes profesional. Poate profita de această perioadă pentru a străluci și a se face remarcat și apreciat, atât printre colegii de serviciu, cât și de către șefii săi. Nativul va putea chiar reprezenta un exemplu pozitiv de eficiență și acțiunile sale îi vor spori credibilitatea prin rezultate. De remarcat că acest aspect și succesul pe plan profesional se poate prelungi chiar și după finalizarea acestei săptămâni, deci în a doua săptămână așa care este. Urmează. Trebuie totuși să țină cont de acea mutare, acea comutare pe care trebuie să o facă, să schimbe oarecum, să corecteze dezordinea, în continuare sunt vizați în zona aceasta, să aprofundeze tot ce li se întâmplă, să-și explice tot ceea ce li se întâmplă, pentru că ei nu se pot dezice de natura lor mercuriană sub absolut nicio formă, cum nici scorpionii nu se pot dezice de natura lor plutoniană, impulsivă. Deci, practic, nedezicându-se de această natură mercuriană, gemenii totuși ar trebui să devină foarte intuitivi în această perioadă, dar intuitiv pe Neptun, nu pe Mercur, ceea ce înseamnă că prin empatie, prin sensibilitate, prin intuiție, prin vise, ar trebui să fie, practic, spectatori ai propriului destin. Să nu mai încerce atât de mult să-și explice bucățică cu bucățică, pentru că este o perioadă în care, dacă vom căuta explicații în această manieră, s-ar putea să ne scape foarte multe lucruri de esență și alții să o ia înaintea lor. Să vedem și pentru nativirea, Tana. Dacă îmi permit să adaug ceva cu privire la gemeni, spune că mai multă inspirație decât transpirație este indicată în carieră, unde este această inspirație de tip neptunian. În ceea ce îi privește pe rac, racii sunt ajutați, respectiv forțați, depinde cum se poziționează ei, de destin să-și redefinească relațiile de familie care sunt atât de importante pentru ei, asta din pricina faptului că această conjuncție între Mercur și nodul nord în balanță pe care am discutat-o face ca să devină foarte necesară o redefinire a relațiilor lor, mai ales cu persoanele tinere din familie sau cu rudele de gradul 2 și 3. Deci acolo unde în ultima vreme au existat niște neclarități, în fiecare familie există o ierarhie, un sistem de forțe, cutare trebuie să asculte de cutare, acesta poate fi precizat acum, ne lăsând loc unor neclarități. Din punct de vedere al vieții lor sentimentale, este foarte interesant ce se întâmplă. Avantajul este categoric de partea racilor care nu sunt căsătoriți sau care nu sunt într-o relație stabilă, nu locuiesc împreună, pentru că aici îi ajută acest stelium Venus, Soare și Saturn. Alegerile făcute acum, angajarea fermă într-o relație acum, sunt făcute tot așa, înțelegând
fără a înfrumuseța în mintea lor relația, fără prea multe așteptări care nu pot fi decât dezamăgite ulterior de o realitate care își face încetul cu încetul loc în orice relație. În schimb, în relația de cuplu, din nefericire, există posibilitatea de alterare din ce în ce mai profundă, chiar cu izbuc. Se pot aștepta la izbucniri temperamentale de gelozie din partea partenerului, fie acesta de cuplu sau de afaceri. Sigur că da, nu poate fi vorba de gelozie la partenerul de afaceri, dar resentimente și dorința de a-și impune neapărat voința. Deci ușor răvășiți în această perioadă din punct de vedere emoțional. Și o veste bună pentru raci care ar trebui să le mai pună inima în piept la loc. Jupiter Marele Benefic se află în casa a doua a banilor și a planului material pentru nativii rac, astfel încât aceștia pot avea o săptămână foarte bună, benefică, frumoasă din punct de vedere financiar. Chiar și Lilith, luna neagră, este acolo, ceea ce înseamnă că tot în această perioadă se pot iniția unele acțiuni de care să nu fie conștienți, dar care la final să se dovedească a fi tot benefice. Un alt aspect care sigur interesează, într-adevăr, legat de familie și cuplu, planetele din casa copilului și a cuplului susțin activitatea la cote maxime, e vorba de moralul nativilor în rac, pot avea o atmosferă caldă, frumoasă, primitoare, binefăcătoare, în conformitate cu dorințele racului, și e posibil chiar ca această perioadă să fie benefică pentru începerea unui parteneriat de lungă durată. Pe data de 4 noiembrie, nativul rac este sfătuit să acorde mai multă atenție carierei și să nu se lase captivat prea mult de această atmosferă frumoasă, de acest confort oferit de familie. Ar trebui să nu neglijeze totuși aspecte legate de planul socioprofesional. Și la sfârșitul săptămânii, opoziția dintre planetele din casa 5-a și casa 11-a l-ar putea pune pe rac în situația dificilă de a trebui să aleagă între a petrece timpul cu familia pe de o parte sau cu prietenii pe de altă parte. Am înțeles. Este adevărat. Deci, practic, urmează o săptămână pentru raci în care eu aș spune că s-au mai detenționat anumite lucruri în plan personal și sunt mult mai puțin predispuși să facă greșeli de ordin spiritual în plan personal, oarecum au un imbold favorabil, un imbold pozitiv. Să vedem și nativii leu, Tana. Nativii leu sunt puși în plăcuta situație de a interacționa foarte mult cu anturajul. Fie că este vorba despre vecini, fie vorba că este vorba despre rude, cumva se vor simți mai contactați, mai legați, vor contacta cu mai multă ușurință și cu mai multă precizie verbală pe cei din jurul lor pentru a-i chema la joacă, pentru a face împreună, pentru a întreprinde acțiuni care pot să se dovedească mult mai semnificative și mai profunde decât par inițial. De exemplu, dacă chemăm doi vecini să joace cu noi Scrabble sau Monopoly, se poate încetățeni obiceiul de a face asta în mod repetat. E interesant că, în ciuda faptului că pot să existe oarecare tensiuni în carieră, luna plină din Taur le aduce leilor posibilitatea să înscrie și să se facă remarcați, pentru că dacă sunt într-un proiect pe care îl finalizează în preajma lunii noi, acesta nu va putea fi trecut cu vedere de șefi. Eugen? Cu Jupiter Marele Benefic și Lilith în casa personalității, pe tot parcursul săptămânii, nativi în leu vor fi chiar mai pasionați și mai strălucitori decât de obicei și le vor fi sporite abilitățile de comunicare. Soarele în conjuncție cu Venus în casa familiei de proveniență formează un trigon cu luna în casa 8-a a regenerării. S-ar putea vorbi chiar de o întoarcere la rădăcini a nativilor, un fel de hrănire a acestora în mediul familiar de proveniență. Dacă nativul va ști să se integreze și să orienteze pozitiv cu această ocazie, ar putea beneficia de influențe nemaipomenite, care să fie regeneratoare atât fizic cât și psihologic sau chiar spiritual. Nativii în leu ar putea chiar să reîntinerească și să se regenereze pe toate planurile. Aceste aspecte menționate vor avea influență pozitivă și în ceea ce privește locul de muncă, unde eficiența va fi sporită. Excepții însă vor face zile de 4 și 5 noiembrie, când se va manifesta o cuadratură între Luna în casa 9-a și Pluto în casa 6-a muncii, iar mai târziu chiar cu Mercur în casa 3-a comunicării. Asta înseamnă că subconștientul și planul afectiv ar putea aduce dificultăți nativului în leu,
în cadrul serviciului și în ceea ce privește capacitatea de înțelegere și comunicare corectă și justă cu cei din jur. Mai mult decât atât, pe 7 noiembrie, Lilith formează o cuadratură cu Mercur, ceea ce accentuează și mai mult dificultățile de comunicare și de înțelegere. Totuși, spre sfârșitul săptămânii, nativul în leu este sfătuit să se concentreze pe statutul social, pe imaginea publică și pe carieră. Deci dacă până acum lei oarecum interpretau greșit anumite situații, toată această perioadă cu acest Saturn în Scorpion le-a permis să vadă lucrurile în adevărata lor lumină și să înțeleagă anumite aspecte pe care, fie din încăpățânare, fie din specificul acestei zodii, când uneori sunt prea orbiți de anumite lucruri în detrimentul altora, spuneam că se apropie și se vor apropia și în perioada următoare de adevărata și corecta, justa față a lucrurilor și a celor din jur. Să vedem și pentru nativii Fecioară, Tana. Spre deosebire de ceilalți mercurieni de gemeni cărora le-am dat apă la moară, spunându-le da, ok, e o perioadă de joc, da, de distracție, puteți cheltui bani, chiar puteți risca puțin, dar puțin, pe fecioare ar trebui să le sfătuim să nu riște banii, să nu se așeze la mesele de joc, ci mai degrabă să se gândească cum să-și exprime creativitatea, care este mărită în momentul de față cu Venus în casa a cincea, într-o manieră structurată și îndreptată către scopuri mai degrabă practice și să lase nevoia de joc și de distracție și de relaxare pe planul 2. În același timp, ca să poată să aibă o înscriere corectă pe devenirea lor profesională din punct de vedere al veniturilor directe, al veniturilor salariale, cei care în cursul acestei săptămâni semnează contracte sau negociază cu șefii pot să aibă un mare avantaj. Eugen? Începutul săptămânii e marcat de o bună comunicare cu partenerul de viață. Soarele în conjuncție cu Venus în casa a treia, în Scorpion, le asigură nativilor ocazia de a putea discuta și expune mult mai bine problemele importante sau mai profunde în cuplu. Mai mult decât atât, trigonul dintre aceste planete și luna în casa a șaptea, a iubirii, sentimente, a cooperării și a uniunii, semnifică o foarte bună integrare a tendințelor subconștiente și a emoțiilor în comunicare, nativul fiind ceva mai empatic și mai deschis afectiv decât de obicei. Aceste tendințe pozitive vor avea un efect benefic chiar și asupra copiilor și asupra membrilor familiei în general. În zile de 4 și 5 noiembrie, din cauza aspectelor de cuadratură și opoziție făcută de lună cu planetele din casa banilor, a copiilor și a comunicării, nativului va fi testată capacitatea de menținere a abilităților câștigate în prima parte a perioadei. Totuși, aspectele pozitive se vor menține cu condiția ca nativul să acorde o atenție suplimentară impulsurilor emoționale pentru a nu-i surprinde în mod neplăcut pe cei apropiați și vor trebui să facă un efort suplimentar să rămână empatici pe tot parcursul săptămânii. Într-adevăr, un sentiment special pentru nativii Fecioară, încep să privească altfel lucrurile în această perioadă și ca o acumulare a lecțiilor karmice prin care au trecut, pentru că iau o conotație karmică foarte puternică în ultima vreme, încep să înțeleagă altfel pe ceilalți, încep să dea alt credit și sentimentelor, trăirilor celorlalți, deci par a fi pe drumul cel bun. Să vorbim și despre nativii Balanță, da. Balanțele sunt forțate de destin să se uite la ele însele, să-și aroge mai puțin importanță și să se dea jos, cum îmi place mie să spun, din scaunul de judecător, funcția de judecător fiind asimilată cu zodia Balanței. Să asculte mai mult decât să vorbească și când vorbesc să fie foarte atenți ca ceea ce spun să nu fie colorat de propriile lor păreri. Vor putea dezamăsa foarte multe conflicte dacă onorează această conjuncție între Mercur și nodul nord care se petrece chiar în zodia lor și în același timp
se vor înscrie pe destinul pe care sunt sortite să-l împlinească în această viață, făcând acest efort în plus către corectitudine, către fair play și către asculta cealaltă parte. Deciziile pozitive se vor reflecta ulterior și în câștiguri și în scara de valori, după cum ne arată steliumul din Scorpion. Perioada care începe cu duminică și primele zile ale săptămânii este propice pentru a aduce la zi conturi sau pentru a cere sfaturi sau chiar bani părinților. De asemenea, datorită unui sextil benefic, există și posibilitatea de a se folosi din plin imaginația și sensibilitatea. În acest sens, trigonul dintre lună din casa a șasea și soarele în casa a doua va aduce un plus de armonie și apreciere din partea celor din jur la începutul acestei săptămâni. Pe data de 5, miercuri, din cauza opoziției dintre Mercur în casa a întâi și Balanța și Luna în casa a șaptea în Berbec, ar putea apărea neînțelegeri cu persoana iubită. Încercați să evitați de asemenea semnări de contracte în grabă sau datorită emoției de moment. De asemenea, vineri, pe 7 noiembrie, este o zi un pic mai dificilă, în care nativul este bine să nu se implice în conflicte de niciun fel și nici măcar în negocieri. Cu alte cuvinte, pentru nativii Balanță este o săptămână în care trebuie să echilibreze foarte bine tot ceea ce li se întâmplă, să fie pregătiți pentru și acele evenimente surpriză care vor exista și de asemenea și pregătiți pentru surprize plăcute, pentru că din fericire vor avea parte și de așa ceva. Să vedem și ce aspecte avem pentru nativii Scorpion după câteva momente de publicitate. Am revenit. Să vedem, Tana, ce aspecte avem săptămâna următoare pentru nativii Scorpion. Scorpion e o foarte multă treabă, pentru că acel stelium format din Soare, Saturn și Venus este în zodia lor. Soarele îi obligă să își ia, să estimeze propria lor autoritate și felul în care și-o manifestă ei față de ceilalți. Saturn arată forța exterioară, autoritatea exterioară, iar Venus îi ajută, dacă ei nu se încrâncenează prea tare, să găsească raportul corect de poziționare în exprimarea autorității și în primirea autorității exprimate de alții față de ei. Pentru nativi în Scorpion, profitați de începutul acesta de săptămână, deoarece sextilul dintre Soare în casa întâi în Scorpion și Pluto în casa a treia în Capricorn va aduce succes în îndeplinirea dorințelor de comunicare, mai ales dacă aveați în plan restructurări. Aveți totuși grijă la excesul de zel în ziua de marți, pe data de 4, deoarece ați putea avea neplăceri, inclusiv o problemă de sănătate, care v-ar putea lua prin surprindere, datorită unei quadraturi. Iar pe data de 7, vineri, vă sfătuim să evitați eventuale certuri cu persoana iubitei din cauza opoziției dintre Saturn în casa 1 și Scorpion și Luna în Taur în casa 7. Dar vă puteți, în schimb, concentra ceva mai mult la locul de muncă, unde ideile noastre vor fi apreciate și chiar susținute de un plus de autoritate. Să vedem ce aspect avem pentru nativii săgetători, Tana. Săgetătorii sunt în situația în care să se confrunte cu multă karmă spirituală din cauza încărcăturii care se întâmplă în casa a 12-a și pentru ca să nu se găsească în situații în care inițial să refuze situațiile dificile care vin către ei, ar fi bine întâi să le accepte și pe urmă să le analizeze și de-abia în ultimă instanță să reacționeze. Iar conjuncția la fel de încărcată de karmă între Mercur și nodul nord în Balanță îi pune în situația să își redefinească relațiile de prietenie și poate și cercul social în care evoluează. Eugen? Pentru nativii din săgetători, luni, marți și chiar și mâine, duminică, ar putea fi o bună oportunitate de restructurare din punct de vedere material, datorită unui sextil benefic. Pe data de 4, în schimb, îi sfătuim pe nativi, datorită unei quadraturi, să evite a se angrena în situații periculoase sau care depind de hazard, cum ar fi jocuri de noroc. Își pot face planuri, în schimb, pentru ziua de vineri, care pare a fi propice întâlnirilor cu prietenii apropiați, unde tind să se arate maturi și chipzuiți. De asemenea, pe data de 5, din cauza opoziției dintre Luna în Berbec în casa 5-a și Mercurul în Balanță în casa 11-a, ar putea apărea divergențe cu un prieten apropiat sau cu persoana iubită pe care ar fi bine să le amânați.
Da, surprize plăcute pentru nativii săgetători, poate tocmai acum când se așteaptă mai puțin. Să mergem mai departe să vedem nativii Capricorn. În ceea ce privește pe Capricorn, este vorba despre o accelerare în devenirea profesională. În carieră vor putea să aibă niște discuții care să le deschidă cu adevărat înțelegerea despre calea de urmat aici. Și dacă au șefi cu care comunică în general bine, i-am sfătui să discute cu ei ca să primească un feedback care să-i ajute să se înscrie pe o direcție eventual nouă sau să facă ceva în paralel față de ce au făcut până acum. Se aprofundează relațiile de prietenie și acțiunile de grup care se întâmplă cu alături de prietenilor pot să aibă rezultate neașteptat de bune pe termen lung. Da, ziua de duminică, mâine, este o bună ocazie de a discuta cu prietenii, mai ales că veți fi avantajat de o mai mare pasiune și imaginație în comunicare. Tot mâine, dar și în zilele următoare, luni și marți, datorită unui sextil benefic, puteți aduce schimbări sau restructurări în grupul de prieteni, punând în aplicare anumite idei care se vor dovedi a fi în armonie cu dorința grupului. Pe data de 5, îi sfătuim pe nativii în Capricorn să nu se lase influențați de o posibilă divergență în familie sau la locul de muncă, în relațiile cu șefii sau cu angajații, din cauza unei opoziții dintre luna în Berbec, în casa 4-a, și Mercur în balanță, în casa 10-a, a carierei. Ce aspecte avem, Tana, pentru vărsători? Pentru vărsători este foarte dificil să suporte intrarea lui Marte în Capricorn. Trebuie să fie foarte atent și la sănătate. S-ar putea să fie complet surprinși de oamenii care se poartă agresiv, provocator față de ei. Sfatul este evident să nu răspundă la aceste provocări, pentru că cel mai probabil nu persoana care îi agresează este cea care îi vrea răul, ci cineva care a montat această persoană să se poarte în maniera asta față de ei. Am înțeles, Eugen. Pentru vărsător, da? Așa, trecem la zilea următoare. Datorită unui trigon benefic, de la începutul săptămânii, vărsătorii au o ocazie bună să discute cu persoane cu care au relații colegiale, chiar de a le curta sau de a stabili alianțe cu acestea. De asemenea, pot avea discuții benefice legate de bani. Nativii dau dovadă și de sensibilitate, dar și de putere de convingere sporită. Pe data de 4 marți, îi sfătuim pe nativii învărsători să nu se lase purta totuși de zel și de originalitatea de care dau dovadă în discuții, deoarece pot apărea rătăciri involuntare, adversitate sau chiar accidentări din neatenție. De asemenea, în data de 7, nativii învărsători sunt sfătuiți să evite să se lase influențați de frustrările de la locul de muncă, fiindcă riscă să creeze situații conflictuale în care și ceilalți să fie mai sensibili decât de obicei. Dar ce condiționări avem pentru nativii vărsători? La ce ar trebui să fie ei mai atenți în această perioadă? La vărsători, un accent foarte puternic este repoziționarea, ca să zic așa, filozofică. Pentru că există un aspect care îi obligă să să-și privească atât propriile reacții psihologice, cât și să nu se mai poată înșela cu privire la felul în care se poziționează cei din afară față de ei. Și concret, Eugen? Tot legat de nativii vărsători, da? Ar fi foarte important să fac o diferență mai clară între imaginația lor, unde totul este posibil, sau cel puțin ceea ce își imaginează ei, și realitatea care le se poate opune uneori. Ce spunea Tana mai înainte, această schimbare de filozofie este tocmai o bună ocazie de a avea un reality check, de a se raporta mai bine la realitate. Exact ce spuneai, poziționare
idealizare, practic, a unor situații. Îi prinde pe nativii vărsători chiar pe casa tezaurizărilor, pe casa a doua, cu acel Neptun acolo, ceea ce arată faptul că trebuie să fie puțin mai pragmatici în privința bunurilor. Decât de obicei. Decât de obicei, da, exact, cu tot ceea ce posedă, cu tot, adică să se raporteze puțin altfel la bunurile materiale, la Scara de valori se schimbă, e supusă unor transformări. Așa este, să vorbim și despre nativii pești. Pentru nativii din pești, destinul rezervă tot o casă karmică. Este vorba despre casa a opta, unde nodul nord cu încărcătura lui karmică vine să le atragă atenția asupra felului în care ei știu să-și împartă și să-și gestioneze resursele comune cu ceilalți. Nu este vorba doar despre resursele materiale, deși aici pot fi puse la punct niște clauze contractuale care până acum i-au defavorizat și înlocuite cu unele mai profitabile. Însă e vorba și de resursele emoționale pe care ei le împărtășesc într-o relație și aici se cere o reechilibrare, ei trebuie să se gândească foarte bine cât oferă dincolo de farmecul care îi caracterizează și cât cer într-o relație de tip emoțional și intim. Pe de altă parte, Neptun în prima lor casă face luni și marți un sextil cu Marte și face să iasă puțin din aceste cețuri neptuniene, să devină Marte mai se activ. Mai concretizează. Da. Și să devină mai activ și mai sigur pe ei. Eugen? Pe data de 2 duminică, pentru nativi în pești este un moment bun să reia o relație cu o persoană dragă și apropiată sau cu un prieten care a fost mult timp plecat în străinătate. Și această regăsire ar putea să fie plină de inspirație și de rafinament datorită trigonului benefic între Luna în casa 1 în pești și Venus în casa 9 din Scorpion. De asemenea, în primele două zile ale săptămânii, datorită sextilului dintre conjuncția Soare-Venus în Scorpion în casa 9 și Pluto în casa 11 în Capricorn, vor avea parte de o bună ocazie de a-și antura grupul de prieteni și a-și lărgi orizonturile și de a pune de asemenea în aplicare anumite idei legate de aceștia, de acesta. Miercuri, pe data de 5 noiembrie, ar fi bine să nu lase nativi în pești emoțiile care survin în relația cu partenerul să îi împiedice să obțină avantaje financiare, pentru că acest lucru este posibil și pot apărea spontan oportunități care să necesite să fiți foarte concret și prezent la locul faptei, ca să zic așa. Atenționări? Cu privire la pești. Îi ajută într-adevăr Marte pe pești să iasă dintr-o stare de confuzie și incertitudine interioară, însă nu toate îndemnurile primite din partea prietenilor de a fi mai curajoși și mai categorici sunt neapărat de urmat. Întâi trebuie să le studieze cu atenție și de-abia după aceea să acționeze și să nu acționeze impulsiv, brusc și radical, ci să ia lucrurile frumos, pas cu pas. Deci atât lucruri bune, frumoase pentru acești nativi. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar noi ne revedem pentru partea următoare a emisiunii noastre, pentru a vedea ce au spus profeții despre ceea ce îi se pregătește României. Ce se va întâmpla în lume în viitorul apropiat? Ce tip de evenimente îi se pregătesc României și românilor? Marii profeți ne vorbesc despre schimbări semnificative de situație, despre mecanisme care se vor întoarce la 180 de grade. Preoții români Iustin Pârvu, Ilarion Argatu, Arsenie Boca, purtătoarea de vești bune vestita Vanga, celebrul jurnalist ucrainean Anatoli Wasserman, regina profețiilor Joia Iad, cu toții au prevestit aceleași lucruri în ceea ce privește viitorul României. Cum va arăta acesta, vom afla alături de invitații noștri Marian Gole, Eugen Mârț și profesor universitar dr. Mircea Aurel Niță și Ingrid Baciu. Bună ziua și bine ați revenit! Să vedem, s-au făcut foarte multe profeții în ceea ce privește România. V-aș propune, înainte de a începe, să urmărim un film care ne vorbește despre principalele previziuni asupra României. Orice trăitor din această țară este preocupat de soarta României. Cu toții privim, unii îngrijorați, alții cu optimism, la ziua de mâine. Ne interesează profund cum îi va fi poporului român peste 10 sau peste 100 de ani, pentru că atunci va fi patria copiilor sau a nepoților noștri.
De-a lungul timpului, foarte mulți oameni, înalți în duh și în simțire, au văzut, au prevăzut cu mult înainte evenimente mai bune sau mai puțin bune în care România a jucat un rol important, în care România a pierdut, a câștigat, a suferit sau s-a bucurat, a plâns sau a râs. Unul dintre aceștia este Sfântul Ardealului, părintele Arsenie Boca, cel care a prezis moartea lui Ceaușescu și sfârșitul regimului comunist. Se spune că dictatorul a fost foarte mânios la auzul acestei predicții și a ordonat pedepsirea părintelui. Dar Sfântul Ardealului a prezis chiar și pedeapsa pe care urma să o îndure. Un alt văzător în duh a fost părintele Iustin Pârvu, care a spus că la 12 luni după trecerea sa la cele veșnice va urma o perioadă dificilă. Aceasta nu a întârziat să apară. La exact 12 luni de la funeraliile duhovnicului de la Mănăstirea Petru Vodă au început conflictele din Ucraina. Simple coincidențe? Marile minți ale omenirii susțin la unison că acestea nu ar exista. La sud de Dunăre, în Bulgaria, undeva într-un sătuc de munte, o bătrână oarbă care nu a mers niciodată la școală, pe nume Vanghelia Dimitrova, a făcut predicții uluitoare despre oameni și omenire, despre destine personale sau destinele unor țări. La Baba Vanga se duceau să-și afle viitorul oamenii simpli, demnitarii de stat, dar și alți oameni foarte puternici. Cu puțin timp înainte de moarte, Vanga a înregistrat pe bandă de magnetofon o previziune pe care a încredințat-o uneia dintre nepoatele sale. Rugămintea sa era ca această previziune să ajungă la o anumită dată, la o anumită persoană care va avea misiunea de a o face cunoscută românilor. Explicația pe care ea a dat-o a fost că românii sunt oameni speciali, dar nu mai cred în valorile lor și dacă mesajul le este adus de un străin, este mult mai bine primit. Iată ce a prorocit Vanga pentru România. În România va veni cel promis lumii. Se va bucura întregul pământ de nașterea lui. Dumnezeu îl va ocroti într-un loc departe de locul unde se odihnesc străbunii săi, până când va veni ceasul cel mai potrivit. Cu puterea de sus va fi dăruit. Pământul, apa, focul îi vor veni în ajutor. Odată cu venirea sa în această lume, tot ceea ce este construit pe minciună se va nărui. El va fi piatra de temelie pentru omenire. Primii care îl vor recunoaște vor fi cei din poporul său, românii. Drept răsplată, el își va duce poporul pe cea mai înaltă culme a desăvârșirii. Poporul român va deveni o adevărată pildă pentru celelalte nații ale pământului. El, acest ales, nu va veni cu un cal viu, ci cu un cal din fier, pe care singur îl va mânui. Am revenit. Deci, iată câte profeții în ceea ce privește viitorul României. Se pare că Vanga și nu numai, o să vorbim despre fiecare dintre acești profeți, au luat în calcul România ca fiind un loc special, un loc în care se pare că va veni și acest Mesia care ne va proteja și va transforma practic acest pământ într-un pământ sfânt, dar nu numai. Vanga spune de asemenea că suntem și oameni speciali. Și totuși, din perspectiva aceasta a unui viitor apropiat, Marian, cum ne poziționăm? Deci, dacă ne gândim numai la caracteristicile anului care va veni, din punct de vedere al astrologiei chineze, lucrurile sunt destul de simple. În sensul că va veni una din energiile care va veni va fi o energie a războiului, pe niște elemente de pământ, ceea ce înseamnă că vor fi ceva conflicte, chiar niște mișcări de pământ. Da? Din punct de vedere al Mesiei sau chestii de astea, nu putem să vedem din punct de vedere al zodiacului chinezesc. Dar anul care va veni va fi de fapt un an în care vom avea ceva evenimente, iar conflictele militare chiar vor începe să ia o turnură deosebită. Ingrid, ce au spus anumiți profeți despre România? Ce ți-a atras atenția? Știu că este un subiect care te preocupă foarte mult și ți-e foarte drag. Și cu siguranță ne vei spune lucruri pe care noi nu le știm. Mi-au atras atenția mai mulți profeți moderni. Au trăit, au fost printre noi recent, de dată recentă. Îi putem numi astfel, deși printre ei se numără Sfinți Părinți. Arsenie Boca, părintele Arsenie Boca, Iustin Pârv, o avem pe Maica Veronica. Avem profeții care nu sunt din România, Gupta Swami, spre exemplu,
Foarte pe scurt, se anunță, apropo de astrologia chineză, o perioadă nu numai pentru România, globală, o perioadă de conflicte, probleme, reașezarea valorilor umane, care, din păcate, această reașezare va veni prin conflict, prin, se pare, războaie, sunt profețite cu tremure. Chiar părintele Arsenie Boca, pentru România, mă special pentru România, pe lângă faptul că menționează, el încă din anii 40 și ceva spune că România va trece prin două perioade mari de dictatură. Dictatura Părintele Arsenie Boca. Da. Dictatura stelei în cinci colțuri, comunismul, cum o numește el, da. Și spune, măi copii, eu nu voi mai fi, dar va mai urma o perioadă cel puțin la fel, egală cu cea a dictaturii ceaușiste, în care va fi dictatura stelei cu cinci colțuri, cu șase colțuri. El merge mai departe și menționează anumite organizații, cum noi le numim secrete, deși ele nu mai sunt secrete la ora actuală, cum ar fi masoneria, spune că o organizație, cum ar fi masoneria, impune statelor europene, în mod special acestor state din Est, un anumit tip de politică socioeconomică care duce la distrugerea valorilor atât intelectuale cât și economice, de orice natură. Va fi o cădere morală, o criză morală, spune el, la acea vreme extraordinară. Românii își vor pierde efectiv reperele, identitatea, vor acționa haotic, vor ajunge aproape ca și când nici nu mai sunt un popor. Și se presupune că această perioadă ar începe, oare? Nu, e cam pe terminate. S-a terminat. A început undeva în jurul anului 1989, el chiar precizează, mă, ăsta de vă rugați voi, mă, să nu mai fie, să-l dea Dumnezeu jos. Ceaușescu. Da. El chiar precizează. Spunând și că el va muri cu 3 săptămâni înaintea lui Ceaușescu. El va muri după mine. Cum, da. Părinte? Da, eu voi muri. Voi muri înaintea lui cu 3 săptămâni și el va muri după mine. Și după asta, mă, să ascultați bine ce vă spun, că după asta vine o perioadă și menționează egală cu perioada în care a fost Nicolae Ceaușescu, dictatorul, da? Ei bine, dacă facem un calcul, unde ne aflăm? Cam 25 de ani, da? Da? Bun, acum să privim evenimentele care se petrec în jurul granițelor României, știute, intuite, să legăm anumite evenimente, să nu ne bazăm doar pe știrile de la ora 5, și vom vedea că foarte multe semne s-au împlinit. Acum, mă face să mă gândesc la Sarah Hoffman, care în 1979, un om aparent obișnuit, are o experiență la granița dintre viață și moarte, ea revine neștiindu-se înainte a avea aceste haruri, revine cu niște haruri, cu niște capacități și spune, va veni o vreme când veți auzi peste tot despre o boală, Ebola, da? Da. Veți auzi peste tot, să țineți minte, la puțin timp după ce această boală va face ravagii, chiar dacă aparent numai local în anumite state. Mai mult ca sigur se, da? Referă la Ebola. La foarte, da, puțin timp după ce apare această boală, e o chestiune de luni de zile, se va declanșa al treilea război mondial. Îl avem pe astrologul care este în viață, Pavel Globa din Rusia, care făcea calcule și anul trecut și de ani de zile face calcule și explică după Jocurile Olimpice care au avut loc în februarie, da, din Rusia, se va declanșa al treilea război mondial, dar va fi aparent tăcut, hibrid, aparent tăcut, va fi o ciudățenie, nimic declarat. Chiar despre război vine un alt mare profet care a trăit în secolul 20, s-a născut în 19, Ilois Ilmaier, și spune, al treilea război mondial va începe în numele păcii. Vedem, sunt trimise trupe în diverse locuri ale lumii să mențină pacea, da? Va fi o creiere de tensiune extraordinară în anumite... Și toți acești profeți practic spun lucruri similare. Iată și Joia Iad, această regină a profeților, ne vorbește despre faptul că harta lumii se va schimba. Domnule profesor, aveți anumite predicții recente de la maestrul Tampai, de care tocmai v-ați despărțit, cât și de la Sriva Sudeva. Am să vă rog să ne spuneți ce ne transmit dânsii în ceea ce privește viitorul României, pentru că asta ne interesează acum. Da. Înainte de toate vreau să spun că profeții sunt de două feluri.
profeți pentru întuneric și profeți pentru lumină. Diferența dintre ei este extraordinară. În sensul că un profet pentru întuneric nu poate prezice decât lucruri legate de evoluție vibrațională joasă, de întuneric. Așa este, da. Pe când profeții de lumină, cum au fost profeții din România, cum sunt cei din India, din Tibet, Sfinții din Peru, părinți, exact. Sfinții părinți, e bine, acești profeți de lumină pot prezice evoluția ciclică în ansamblul ei, atât evoluția centrată pe lumină, cât și evoluția centrată pe întuneric. Și este ceea ce se întâmplă. Asta este ceva normal, pentru că se încheie un ciclu, un ciclu de evoluție. Și este normal să se întâmple așa. Deci nu trebuie să speriem într-un fel poporul român și nici alte popoare, dar noi am avut în această țară profeți de lumină deosebiți, recunoscuți și în afară, nu numai în țară. E bine, de curând, maestrul Tampai Lama, Rinpoche Acharya, care se află în țară chiar în acest moment, l-am întrebat chiar acum, zic, ce poate să ne spună despre profețiile, despre România, despre viitorul României. Și o să vă spun patru idei principale. În primul și în primul rând că România va juca un rol extraordinar de important în ceea ce privește transformarea planetară. În al doilea rând mi-a spus că inclusiv în ceea ce privește acel context, alegerile de astăzi, foarte multe entități de lumină, foarte multe spirite, foarte mulți sfinți, foarte multe entități de lumină, nu neapărat numai creștine, ci și din celelalte religii, supraveghează ca în România să apară liderul de care are nevoie poporul român și liderul de care are nevoie planeta. În al treia rând vreau să vă spun că a transmis un mesaj deosebit pentru Biserica ortodoxă, catolică, biserica creștină în general, pentru că rolul bisericii este extrem de mare în ceea ce privește creșterea vitezei de transformare, transformare pozitivă către lumină. Apoi a spus că oricine, de exemplu, ar învinge, apropo de alegeri și de contextul nostru, că nu intrăm în politică, acest lider are un mesaj profetic, trebuie să învețe pentru România și să învețe pe români jocul echilibrului. Echilibrării, echilibru în interiorul țării, pacea și unitatea românilor, echilibru în interiorul Uniunii Europene, dar și echilibru cu vecinii. Și mai ales echilibru cu China și India. Și mai departe, pot să vă spun că am mai adăugat ceva și mai frumos, politicieni egoiști de ieri, care erau numai pentru ei, încep să se transforme. Și se roagă, și așa se roagă și toate bisericile din lume, ca politicienii care vor veni să nu mai fie egoiști, să fie politicieni care să lucreze în iubire și în compasiune pentru întreaga lume, nu numai pentru țară. O schimbare extraordinară pe care a sesizat-o maestru Sri Vasudeva, care a fost iar invitatul nostru, a spus ceva foarte interesant. A spus că în România se vor petrece schimbări care vor afecta întreaga planetă, pentru că România este cea care se schimbă cel mai repede din perspectivă spirituală. E drept că rolul și jocul și lupta economică, financiară, România a pierdut-o, dar nu va pierde jocul spiritual și jocul în lumină. Dar converg toate, exact cu ceea ce a spus Vanga, ceea ce spune Vasudeva și maestrul Tampai. De asemenea, spuneam că Joy Ayad vorbește despre această hartă a lumii care se va schimba, dar nu numai, se vor schimba foarte multe în curând. Eugen, ce ne mai spui despre profețiile acestea? Puțină lume știe că, de fapt, renumitul Valeriu Popa era un fel de Edgar Cayce al României. Exact. Adică el nu doar dădea diagnostice perfecte și recomanda tratamente care vindecau boli grele sau incurabile. El avea și anumite viziuni din viitor pe care însă nu le împărtășea decât celor apropiați. Și aici urmează un avertisment prin vocea lui Valeriu Popa. Nu trebuie să ne mulțumim doar cu faptul că avem profeții bune și frumoase, încurajatoare și chiar spirituale pentru România. Pentru că, într-adevăr, aceste profeții există și, dacă îmi dați voie, am să vă spun care era părerea lui Valeriu Popa despre modul în care România se va impune, la un moment dat, la nivel planetar. Și anume, printr-un interes extrem de viu și direct și de personal, și anume, bolile, după cum vedeți, proliferează în ciuda progreselor medicinii și, la un moment dat, oamenii de pe întreaga planetă se vor teme foarte mult pentru viața lor și atunci din România vor veni vindecători foarte inspirați care vor descoperi metode noi revoluționare pentru, chiar pentru vindecarea unor boli grele și atunci, pur și simplu, din interes la început, celelalte state, celelalte țări vor acorda o atenție mărită României și de-abia după aceea vor asimila și mesajul
spiritual. Cu toate acestea, el atrăgea atenția asupra faptului că, deși avem aceste profeții atât de frumoase, trebuie să fim foarte atenți ce alegeri facem. Și el spunea că mai multe profeții și percepțiile lui converg asupra faptului că dacă românii vor reuși, în ciuda presiunilor din Est sau din Vest, să-și mențină un anumit statut de neutralitate, vor beneficia de o grație divină directă și chiar de atenția Fecioarei Maria, așa cum spunea și Papa atunci când a vizitat țara și a sărutat pământul românesc și a spus: această țară este binecuvântată, este grădina Maicii Domnului și este protejată de Fecioara Maria. Cu toate acestea, alegerile noastre pot schimba viitorul și chiar el îmi spunea că a căutat în mod repetat să facă intervenții atât la cei care erau în conducerea țării la acea perioadă, cât și către opinia publică, pentru ca să ne abținem de la orice act agresiv, nu contează în vest sau în est, nu contează, pentru că altfel politica va fi foarte înșelătoare pentru noi. Deci, mai ales pentru români, spunea Valeriu Popa, nimic nu este așa cum pare. Și atunci ar fi bine să ne abținem de la orice manifestare mai directă, mai în forță sau mai ostentativă, pentru că întotdeauna vor veni lovituri de tip bumerang. Deci, exact cum spunea și Ingrid mai devreme, se poate lega o parte din viitorul lumii și chiar din viitorul României de această apariție, acestei boli care tulbură oamenii. Vor începe un pic să fie mai speriați, mai atenți la această zonă pentru a se lecui de anumite obiceiuri, de o anumită atitudine care nu că nu este firească, dar nu este tocmai cea mai echilibrată. Marian, din perspectiva astrologiei chineze, cum se prezintă acest viitor apropiat? În primul rând, asta cu Ebola, am impresia că îi dăm prea... uităm, de fapt, miezul problemei. Ebola este de vreo 10 ani pe piață. Da, doar că a revenit acum. Dar au ignorat-o, pur și simplu. Deci acum 10 ani, dacă acum vreo 3 ani citeam niște statistici, aveau 200 de cazuri, au avut vreo 150. Deci e o boală veche pe care au ignorat-o și asta a fost tot. Acum s-au trezit, vezi, Doamne, că să doneze bani pentru Ebola. E un pic cam tardiv. Adică și eu cred că au fost mult mai multe evenimente mai rele decât 5.000 de persoane care au murit de Ebola acolo. Din punct de vedere al astrologiei chineze, da. Dacă ne gândim, noi am spus că acum 2 ani, când a fost anul șarpe, că de pe atunci au început să explodeze aceste epidemii. Da? În anul care va urma, nu se, din punct de vedere al hărții, apar fenomene ascunse, dar toate sunt legate de pământ. Totul este legat de pământ. Pot fi accidente datorite extracțiilor de minereuri, pot fi accidente datorate vulcanilor sau mișcări de pământ, dar în niciun caz de această Ebola. Totuși, aș avea o adăugire aici, dacă îmi permiteți. Până acum au apărut, într-adevăr, doi viruși care, în mod cert, au fost, dacă nu creați, cel puțin modificați genetic în laborator, și anume virusul HIV, care produce SIDA, da, și cel care produce Ebola. Problema în ghilimele pentru cei care au creat acești virus este că SIDA acționează prea lent. Niște conspiraționiste am mai vorbit despre, nu știu. Iar Ebola prea repede și se crede că mai există un al treilea virus în pregătire care cumulează, ca să zic așa, efectul destructiv al celor două, și acesta ar putea să fie virusul care să anunțe după aceea acea transformare spirituală majoră a umanității. Deocamdată rămân în sfera teoriilor conspirației. Ingrid, ce alte profeții necunoscute despre România ai putea să ne mai... Necunoscute sau foarte puțin discutate? Mai puțin discutate, sigur că da. Nostradamus, în general. Exact. Despre Giuna. Se spune, Arsenie Boca spune foarte multe lucruri, vorbește despre o luptă acerbă care va fi în România, vorbește despre faptul că atenția va fi concentrată într-un mod semnificativ asupra României, iată exact ceea ce spune și maestrul Rinpoche și Striva Sudeva. De asemenea și acest jurnalist ucrainean care vorbește despre un potențial război care ar viza cele trei, ar viza România, Moldova și Ucraina. Deci, iată, se fac niște profeții. Ce anume ți-a mai atras atenția, Ingrid, din ceea ce... Foarte multe lucruri mi-au atras atenția, foarte multe, cel puțin secvențe, pasaje care se leagă extraordinar, oameni care nu s-au cunoscut între ei. Spre exemplu, Maica Shipton sau Maica York, născută undeva la 1458, nu mai țin minte,
ea vede și spune niște lucruri referitoare la timpurile prezente cu tremurătoare, nu în mod special despre România, dar descrie tabloul actual, oamenii vor umbla atât pe sub mări cât și deasupra mărilor, ca și când ar păși pe pământ fără nicio greutate. Bun, ea descrie un tablou în care aparent totul va fi la îndemâna omului, omul va stăpâni aparent toate forțele naturii, va face ce va vrea, gândul va călători cu o rapiditate extraordinară. Deci omul va ajunge la o, ea n-a știut să-i spună, nu exista termenul tehnologie pe atunci, da? Traducem noi în cuvintele actuale. Omul va face foarte multe lucruri, la acea dată păreau absurde, păreau de neimaginat, și când va fi pe culmea gloriei și a cuceririlor și aparent va stăpâni toate forțele naturii, pentru că omul din acest motiv își va pierde și credința și respectul față de aceste forțe pe care ajunge să le stăpânească, ea vine și spune că se va produce dezastrul, menționează ea la un moment dat, va începe acel război extraordinar între toate națiunile. Ea menționează și de primul și de al doilea război mondial, dar ajunge la al treilea și spune, va fi devastator. Și mă gândesc acum la, iar la Alois Ilmaier, la profetul german care a fost dat și în judecată în anii 50, chiar înainte să moară. Nu i-au fost acceptate profețiile, a fost târât prin tribunale. Dar vedem, dacă suntem atenți, că aproape toate s-au împlinit până acum. În materie de lideri ai lumii, cum au condus lumea. În materie de pierderea identității popoarelor, schimbarea monedei la nivel european, boli, criza morală, criza economică, absolut totul s-a împlinit, dacă suntem atenți. Și el, la un moment dat, ajunge la al treilea război mondial și menționează, apropo de boli, va fi devastator și va fi mult mai puternic, va produce mult mai multe pierderi de vieți omenești și nu numai decât cele două războaie mondiale la un loc. Acum, unii vin și spun între profeți va dura între 7 și 10 ani, alții spun că va dura doar un an, doi, doar câteva luni, nu ne interesează. Ideea este că se vor folosi, se pare, și arme chimice care vor declanșa anumite boli. Chiar Vanga vine și spune de o epidemie de cancer de piele la un moment dat, în profețiile ei, pe care o situează în mod special și o leagă de această conflagrație, că se vor folosi substanțe interzise. Ilmaier precizează că din avioane se vor arunca anumite cutii negre care nu vor exploda. Din ele vor fi împrăștiate anumite prafuri. În mod special este vorba de un praf galben. Și că omul va arăta, se va înnegri aproape instantaneu odată cu pulverizarea acestui praf în aer și nimic nu va supraviețui unde vor cădea aceste cutii negre. Oameni, plante, animale. Bun, vorbim despre, la nivel de România, da, toți profeții, deși unii nu, unii spun că va izbucni un război, Rusia, într-o noapte, spre exemplu, va ataca România împreună cu alte forțe și va distruge, spun unele profeții, mare parte din România. Dar pe undeva de aici își va atrage, se pare, Rusia căderea. Chiar în Rusia, din pricina, din cauza felului în care liderul actual înțelege să ducă ostilitățile, chiar poporul se va revolta la un moment dat, spun unele dintre unele profeții. Da. Chiar poporul rus se va revolta și, dacă nu mă înșel, Alois Ilmaier precizează, Rusia va redescoperi crucea și puterea Sfintei Cruci. Și se va reîntoarce la adevărata... Foarte interesant, da. Da. Dacă îmi permiteți, absolut toți profeții, ca entități de lumină, au acces la nivelul de realitate deosebită aparte, unde există o privire integratoare. Da. Din perspectiva științifică și tehnologică, trebuie să recunoaștem că toți profeții au spus același lucru. În momentul de față, tehnologiile pot fi folosite în scop pozitiv sau în scop negativ. Asta ne este clar, da. Umanitatea, din păcate, va trebui să-și învețe lecția. Lecția să nu mai producă dezechilibre pe Pământ și pe planetă. Într-adevăr, scenariile acestea sunt prezise, sunt un pic apocaliptice și este bine că sunt așa, pentru că sunt un semnal de alarmă. Exact, dar în niciun caz, atenția. Da, dar în niciun caz să nu credem, să ne îmbătăm cu apă rece, că acești lideri sau aceste creiere bolnave care vor să inducă panică, să arunce prafuri negre, să folosească toate descoperirile științifice pentru a pune mâna pe această planetă, în niciun caz să nu credem că civilizațiile intraterestre, extraterestre, civilizațiile terestre, a se vedea umanitatea,
a se vedea regnurile mineral, vegetal, animal, să nu credem cumva că toate aceste descoperiri științifice nu au leac dacă sunt folosite în scop negativ. De ce? Pentru că în momentul în care se strică un dezechilibru, se strică un echilibru energetic. Întotdeauna apare întotdeauna o forță mai mare pentru a reasigura echilibrul. Care oferă soluție. Care așa oferă este. Soluție. În niciun caz, un dezechilibru energetic pe care omul produce acum, prin lideri politici, la nivel mondial, sau prin lideri grupuri de interese, cum ați spus dumneavoastră, în niciun caz acești lideri nu vor fi lăsați bun. Să distrugă planeta. Bun, ați ajuns adică la un punct foarte să important. Să vedem integrator. Maica Shipton precizează la un moment dat în profeție, deși umanitatea își va pierde pur și simplu rolul. Da, va deveni extraordinar de destructivă. La un moment dat vor așa. Fi civilizații, puteri superioare umanității, vor arunca din cer, este exprimarea, oamenii noi. Oamenii noi. Oamenii noi, și vă spun imediat unde vreau să ajung, care vor ține sub control, vor ține sub control forțele telurice. Întunerii. Da? Bun, ok, manifestate prin actuala umanitate. Unde vreau să ajung? Da. 2011, Chile. Filmare de către mai mulți martori, atât persoane fizice, cât și, mă rog, trec anumite aparate foarte ciudate pe cer, inclusiv celebrele OZN-uri, și din ele realmente putem spune ca oameni. Există această filmare pe internet. 8 noiembrie, există această filmare cum din anumite nave neidentificate, pe scurt să le numim OZN-uri, realmente ies de undeva, da, din aceste nave și cad printre oameni. Se duce armata, se duce poliția, nu identifică. Singura mea întrebare, dacă s-a întâmplat asta, de ce n-a dat nicio televiziune? Căutați, există. Cum păi să nu. De ce n-a dat pe televiziune? Noi, a, că e pe YouTube. Sunt 1000 de filme pe YouTube acolo care frizează bunul simț. Nu putem să credem că tot ce ne arată ăștia pe YouTube este păi adevărat. Păi, dar vă dau exemplu iar din Cairo. În afară de asta, vreau să mai spun că noi tot vorbim, ebola asta, stați un pic, ați uitat de gripa aviară care, vorba aia, a apărut în China și a decimat, a speriat toată România, că le omorau găinile la oameni. A distrus staromul, ca să nu vorbim despre alte lucruri. Și multe alte epidemii. Deci astea sunt totuși niște focuri de paie. Iar problema asta, că să nu uităm că era mai interesant de discutat faptul că noi vorbim de copiii de cristal, vorbim de copii indigo, vorbim de generațiile astea evoluate care se nasc și au... Dar cum să ai un copil indigo când crește lângă niște părinți care îl învață să fure? Sau care nu învață să minte. V-aș propune să vorbim puțin despre ceea ce au prezis Sfinții Părinți. Iată, m-aș îndrepta spre Părintele Arsenie Boca. Ne vorbește la un moment dat despre faptul că Bucureștiul mai are dreptul la o singură greșeală. Am să vă rog să ne decriptați puțin la ceea ce credeți că s-ar fi referit. După care va putea veni, în funcție de modul în care, sigur, și noi reacționăm la acest lucru, o oarecare, haideți să nu-i spunem catastrofă, pentru că s-au strâns anumite păcate, dar pe de altă parte toți Sfinții Părinți vorbesc și despre faptul că România va rămâne ca o oază de liniște în mijlocul unui nu neapărat război, dar în mijlocul unui conflict de talie mondială. Și vorbește că această izbăvire pe care toți creștinii o așteaptă, spune Părintele, nu lipsește din aceste profeții. Și chiar înainte de moarte a spus Părintele Arsenie Boca că exista speranțe foarte frumoase pentru români, dar dacă își păstrează calea dreaptă. Avea această credință Părintele, după cum ne-a menționat și clarvăzătoarea oarbă din Bulgaria, Vanga, că în România va veni un om cu stea în frunte, referindu-se desigur la un Mesia, sigur că da, peste mulți ani, care ne va face să vedem altfel lucrurile. Și au rămas scrise, spuneam, foarte multe profeții despre acest aspect pe care Părintele Arsenie Boca, domnule profesor, l-a prezis. Da, prezicerea dragului nostru de părinte este o prezicere extrem de curată și adevărată. Pentru că, de fapt, păcatele noastre sunt altceva decât emisiile formelor noastre gând. Și dacă noi emitem în continuare numai și numai, cum spunea și dumneavoastră, numai ură, gelozie, nu. Părinții de astăzi își învață copiii să facă față concurenței, dar nu să facă față concurenței în scop pozitiv, el să se ia la întrecere cu el însuși, el să învețe spiritualitate, el să poată să facă numai lucruri bune, să lucreze în iubire și în compasiune. Părinții își învață copiii astăzi să-i pună piedică celuilalt,
ca să poată să ajungă mai devreme să ocupe locul în tramvai sau în metrou, da. Copiii de astăzi, generația tânără, nu mai respectă valorile morale. Acestea sunt păcatele. Mă urc într-un metrou și ce constat? Că niciun tânăr nu se ridice să dea locul unei doamne. Nu mai vorbesc de să dea locul unei femei bătrâne. Să vedem. Acestea totuși sunt păcatele și păcatele astea se adună. Se adună deasupra București. București, da, este cel mai concentrat în ceea ce privește aceste emisii de forme gând negative. Să vedem la ce tip de greșeală se referea părintele Arsenie Boca după câteva momente de publicitate. Am revenit, vorbeam despre faptul că Bucureștiul, conform spuselor părintelui Arsenie Boca, ar mai avea dreptul la o greșeală. Ingrid, la ce crezi că se referea părintele? Trebuie să mă întorc foarte mult în timp, undeva înaintea marelui cutremur din anii 40, părintele profețea, părintele Arsenie Boca spunea la acea dată, referitor, în mod special la orașul București, că pământul se va oa de două ori. Părinte, la ce vă referiți, întreabă credincioșii din jur. Vor fi două mari cutremure, mă, le spune el. Și zice, dar pentru marile greșeli, pentru marile păcate ale locuitorilor acestui oraș, va veni și un al treilea, care va fi devastator. La un moment dat chiar se menționează și nu doar în profețiile părintelui Arsenie Boca apare această imagine apocaliptică descrisă astfel. Văd mașini foarte scumpe pe străzi, văd case foarte scumpe, care au mai rămas câteva în picioare. Nu este nimeni să se urce în mașini, spre exemplu, pentru că acest oraș va fi culcat la pământ pentru greșelile locuitorilor lui. Cea mai mare greșeală pe care a făcut-o acest oraș, pe care a făcut-o populația ei și a tot repetat-o în timp, este pierderea credinței și a moralei. Bucureștiul, da. Gândiți-vă că Bucureștiul până la urmă este capitală, este un lider într-o țară. Capitala este de unde pleacă, nu? Pleacă toate marile hotărâri. Un astfel de oraș care este un lider de opinie, în esență, el transmite țării mai departe credințe, principii, atitudini, da? Părintele Arsenie Boca chiar vorbește despre spurcarea acestei nații și a credințelor ei. Cea mai mare greșeală la care el face referire aceasta este faptul că românii, spunea la acea vreme, în mod special bucureștenii, își vor pierde credința în Dumnezeu, cunoașterea și așa mai departe, se vor autocălăuzi după principii care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și divinitatea. Da, în legătură cu aceasta aș vrea să spun că în legătură cu acest al treilea mare posibil cutremur, despre care chiar și cei de la Institutul de Fizică a Pământului spun că cu siguranță se va produce la un moment dat, dar nu se știe când. Evident că numai cel de sus, numai Dumnezeu poate să ne judece sau să ne ierte pentru păcatele noastre, dar în legătură cu acest cutremur vreau să vă spun că mai mulți oameni mai puțin cunoscuți, nu neapărat că l-au profețit, ci l-au perceput, l-au văzut, au avut viziuni în legătură cu acesta. Eu am avut acces la aceste mărturii, eu însumi am avut o viziune și este un element foarte curios care apare în mărturiile tuturor acestor persoane care nu s-au vorbit între ele, și anume faptul că va fi un cutremur mai ciudat. Există cutremure care au o primă fază foarte ușoară, o trepidație, după care cutremurul se oprește și începe cutremurul adevărat. Deci ar fi două faze, una mai ușoară și una puternică. Ei bine, acest cutremur devastator va avea trei faze diferite, așa l-am perceput și eu. Prima dată o mică trepidație, lumea se va speria puțin, se va liniști. Pe urmă va începe un cutremur mai puternic, când. Nu se știe când, evident, un cutremur mai puternic, care când se va termina, toată lumea va răsufla ușurată și va spune asta a fost. Și abia atunci va începe marele cutremur. Între primele două faze și a treia, va fi o perioadă ceva mai lungă de câteva minute. În această perioadă, de exemplu, oamenii ar putea să ia măsuri, să iasă în stradă și așa mai departe. Nu, cum să spun, nu spun că acest lucru este sigur numai pentru că niște oameni au avut viziuni, dar este interesant că toate aceste viziuni corespund sub forma unui cutremur atipic, nu în două faze, ci în trei. O altă idee care vreau să expun este următoarea. Toată lumea se întreabă cum este posibil ca tocmai țara noastră, care după multe statistici este într-un fel la coada Europei. Nu vreau să descurajez pe nimeni, dar statisticile sunt statistici. Nu vreau să mă refer, toată lumea le știe.
cum e posibil ca într-o astfel de țară totuși să avem mai târziu un viitor atât de luminos? E bine, e posibil. De ce? Pentru că în natură totul este ciclic, totul este oscilant. Și marea are flux și reflux. Și de multe ori după un reflux mai puternic vine un flux mai puternic. Și am să dau încă un exemplu din tradiția indiană. Un mare maestru, Suren Goyal, ne-a vizitat țara și a făcut următoarea afirmație într-un cerc restrâns. România va fi singura țară din lume unde yoga va fi interzisă pentru 7 ani. Dar după aceea, mai târziu, România va trimite maeștri spirituali în întreaga lume. Și toată lumea a întrebat, păi cum e posibil? La care l-a spus, păi tocmai de aceea. Marian, aș vrea să te întreb în ceea ce privește această perspectivă a unui potențial cu tremur, ar fi posibil? Deci, din punct de vedere al astrologiei chineze, faptul că intrăm pe acest an de pământ, da, oaia este un element de pământ, faptul că mai sunt niște elemente acolo ascunse foarte multe, există șansa. Să spunem care sunt procentele, nu am stat să calculăm, să vă spun sincer. Dar, mai mult decât atât, japonezii care au 370 de milioane de cutremure pe zi, ei nu-și pot prevedea cutremurele lor. Da? Și noi încercăm să prevedem. Toată lumea știe, o să fie o mișcare, e o zonă seismică activă în Vrancea, o să fie o mișcare, asta e. Problema este, mi s-a părut mult mai ciudată, de exemplu, de ce nu s-au referit acolo în satul acela din Galați, care le-au căzut casele, aiurea. Iar astăzi au avut loc două cutremure în Caraș și Severin. Astea sunt problemele, ori să fie cutremure. După părerea mea, la anul cea mai afectată țară, paradoxal, pare a fi America. America. Asta va fi. Domnule profesor. Da, eu aș vrea să vă spun ceva foarte interesant din punctul meu de vedere. Ultimele descoperiri științifice au demonstrat ce este păcatul. Și o să vă surprindă. Înainte, aș vrea să vă spun doar o previziune a părintelui Arsenie Boca pentru a ne lega de aceasta, care ne vorbește despre o lucrare diavolească care a apărut în, nu neapărat care a apărut în vremurile noastre, care durează din antichitate, și care pregătește oarecum terenul pentru lupta finală, ce se apropie exact despre ceea ce ne vorbea Ingrid mai devreme, despre acest plan al lucrării diavolești care este foarte minuțios, pentru că știm că această zonă întunecată, să nu o numim, este o zonă destul de ascunsă și nu se legitimează, dar nu chiar așa direct, în care minciuna, spune părintele, prefăcătoria, intriga și omorul sunt cele mai importante și toate acestea ajută pe cei răi să se apropie de țelul lor principal, care este controlul și dominarea întregii lumi. Și părintele face această afirmație neașteptată, care oarecum șochează, spune că în mod paradoxal, într-un interval de timp foarte scurt, atenția întregii lumi se va concentra asupra țării noastre într-o variantă în care nu ne așteptăm, datorită semnelor specifice care vor depăși cu mult capacitatea de înțelegere a lumii materialiste. Iată această luptă despre care tot ne vorbiți tot timpul. Deci, cum interpretăm, domnule profesor, această perspectivă a părintelui? Este extraordinar de adevărată. De fapt, se știe că părintele a avut o cunoaștere foarte avansată și în domeniul medicinei și în domeniul neurologiei și dacă citim cărțile o să vedem câtă claritate vorbește despre așa ceva. E suficient să luăm, de exemplu, doar ultima carte sau penultima publicată din Tainele Căsătoriei sau Taina Căsătoriei. Foarte interesant este că astăzi oamenii de știință au arătat că, de fapt, neuronul este influențat de mediul vibrațional din exterior. Ori dacă în exterior noi avem păcate, dacă în exterior noi avem ură, gelozie, invidie, neuronul nostru este afectat de această vibrație negativă din exterior. Legătura dintre neuron și celulă este bine cunoscută. Celula este legată la o bandă de memorie a frecvenței de iubire și compasiune. În momentul în care celula, prin neuron, este afectată și prea numai vibrații specifice păcatului, celula se decuplează de la banda de iubire, de la banda de memorie, banda Hristei, care noi am fost concepuți și creați, și în acel moment ne îmbolnăvim. Așa că, ce se va întâmpla? Această apocalipsă, din perspectivă științifică, nu este altceva decât îi lăsăm pe politicieni, îi lăsăm pe cei care vor să facă afaceri, să adune foarte mult, dar dacă nu știu să folosească în scop pozitiv ceea ce au adunat, dacă nu știu să ajute și să întrajutoreze pe ceilalți, dacă nu se dezvoltă această abordare spirituală, primii care vor fi atinși, se vor îmbolnăvi, vor fi exact cei care operează și exploatează, de fapt, păcatele, pentru că din păcate se fac afaceri.
dar se pot face afaceri și din lumină, sau se pot face afaceri, din păcate, și să folosesc rezultatul afacerii pentru a amplifica lumina. Iar dragul de părinte Arsenie Boc a spus foarte clar, acum ați lectura, da? Ură, răzbunare, invidie, e suficient să gândim așa ceva. Eu să gândesc și dacă dumneavoastră v-ați decuplat de la banda de lumină, permiteți-mi de la banda să vă întrerup două secunde, da, ne îmbolnăvim. Și ne îmbolnăvim, pentru că toate astea sunt în inima noastră, de fapt. Toate sentimentele astea sunt în noi. Noi le dezvoltăm, noi suntem cei afectați, este mai mult o rețea de autodistrugere. Da, exact, dar noi nu o vedem așa, noi aceste nu o pericoluri. Vedem, pentru că aceste sentimente, vedeți, să spunem că un infractor de ăsta care a furat, toată lumea fraternizează, vai, îmi pare rău despre el. Dar omul acela este un om care nu are suflet. În românește există foarte frumoasă expresia, omul n-are suflet. Asta înseamnă că nu se cunoaște pe el. Da. Nu că e spirit, nu se cunoaște și nu poate să evolueze. O bolă nu o să poate să evolueze niciodată. Mai sunt și spirite, mai... Păi, și după aceea... Ingrid. Da. Vroiam într-o câtva să răspund la întrebarea... Ne minunăm probabil de unde atâtea profeții care situează România la un moment dat, într-un viitor nu foarte îndepărtat, pe un palier al unei țări alese, care va da exemplul lumii. Ne uităm în jur, ne ridicăm de pe aceste scaune, ieșim, mergem pe străzi și nu putem crede că România va fi cândva un exemplu, privind în jur și văzând atâtea fapte reprobabile. Da, bun. Din punctul meu de vedere, lucrurile ar putea fi foarte simple. După ce le-ai comis pe toate și ai văzut unde ai ajuns, se produce iluminarea instantaneu. După ce vei fi distrus totul în jurul tău, după ce vei vedea, da? Tu ca nație, nu vorbesc ca individ, unde ai ajuns, va trebui să îți reevaluezi adevăratele priorități. Și apropo, că există o reclamă și a existat la un moment dat pe multe canale de televiziune, va trebui să recunoști că viața are prioritate. Dar iluminarea nu se poate face instantan. Dacă este pregătită de anumite condiții specifice, într-adevăr. Oricum, eu zic să avem și o viziune pozitivă, constructivă și frumoasă, evolutivă asupra acestor previziuni, care ele sunt ca niște proiecte, ca să zic așa până un alta, ca niște planuri. Dacă cineva vine și spune, uite așa o să arate casa ta și se vede o dărăpânătură, tu poți să zici da, construiești urățenia asta sau nu, eu vreau să fac niște modificări la acest plan. Din punctul acesta de vedere, se crede că o primă schimbare pozitivă majoră în istoria planetei a apărut în 1986, când se crede că ar fi trebuit să înceapă cel de-al treilea război mondial, care ar fi trebuit să fie războiul din Golf, dacă ar fi luat amploare. Se știe că atunci a apărut cel însemnat, Gorbaciov, care din interiorul puterii sovietice a dezamorsat această putere și practic a pus capăt războiului rece și iată că este singurul fost președinte de țară comunistă puternică, care nu numai că nu este hulit, nimeni nu vrea să-l omoare, ci americanii cântă cântece și este foarte îndrăgit și invitat în toate țările din lume și așa mai departe. Deci iată că noi putem, dacă vrem, să schimbăm această istorie cu una și mai bună sau să o facem pe cea bună să se întâmple. Este foarte important să ne responsabilizăm și să părăsim această atitudine pasivă în care așteptăm să vedem ce profeții mai vin și dacă ne convin sau nu ne convin. Este foarte important să ne construim propriul nostru viitor, iar dacă aceste profeții ne însuflețesc și ne încurajează, cu atât mai bine. Ele sunt exact planul bun care trebuie urmat. Deci trebuie să avem totuși încredere în profețiile Sfinților Părinți, pentru că sunt profeții bune, dar un avertisment, trebuie să avem grijă ceea ce facem, nu? Exact. Nu pot fi profeții bune fără nicio condiționare, fără niciun efort. Dar ele nu se îndeplinesc fără participarea noastră. Mai este un lucru, că de exemplu, dacă în astrologia chineză zici că este o profeție peste 10 ani, există liberul arbitru care poate schimba acel lucru. Și totuși lucruri bune, exact, pentru români. Există speranță, spune părintele Arsenie Boca, exact cum spune și Marian, lucrurile se vor îndrepta cu condiția să fim și noi puțin mai activi. Exact. Astăzi, pentru telespectatorii noștri, avem o carte foarte interesantă, o lucrare amplă și extrem de cuprinzătoare, în care sunt prezentați termeni de specialitate, date medicale, maladii și terapii adecvate, ilustrate în 4
mii de fotografii și desene. Doar astăzi acest dicționar ilustrat medical, anume 199 de lei, preț redus de la 299. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1800, tarif normal. După trimiterea mesajului veți fi contactat de către un operator care vă va prelua comanda. Livrarea se face prin poștă sau ramburs, prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs la primirea coletului. Încă o dată vă mulțumesc, iar noi ne revedem și astăzi seară de la ora 23 în cadrul unei noi ediții speciale 360 de grade pentru a discuta despre principalele modalități de contracarare a răului. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. La revedere!